Începutul anului viitor vine cu vești bune atât pentru pensionari cât și pentru bugetari. Reglementările stabilite în cadrul negocierilor guvernului cu Fondul Monetar Internațional le aduce românilor majorări în ceea ce privește salariul minim pe economie. Creșterea se va aplica gradual de la 800 de lei în prezent la 900 de lei la jumătatea anului viitor. De o majorare vor beneficia și pensionarii. Pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2014 cu până la 3,76%. Măsura de creștere salarială se va aplica și în sectorul bugetar, vizați fiind medicii rezidenți și profesorii debutanți. Giurgiuvenii salută inițiativa guvernului și spun că majorările salariale și pensiile sunt binevenite oricând. Decizia guvernului. Deciziile guvernului, nu știu ce să spun. Referitor și la pensie, ar trebui să meargă și la salarii și la... adică să fie corelate în funcție de fiecare activitate desfășurată. Bineînțeles că și pensionarii merită. Merită o mărire de pensie, merită. Să vedem. Acum, nu știu, decizia lor. E bun. Păi bine fac. Altceva ce să vă spun, de ajuns. Părere foarte bună și chiar ar face bine pentru oamenii care au probleme și care ei au decizia că scade salariile și pensiile. Că din modul lor le-ar face bine. Odată cu aceste creșteri ale salariului minim pe economie și a pensiilor, va fi majorat însă și prețul carburanților. Banii obținuți din aplicarea unei accize suplimentare vor merge în fondul special pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere.